Bine v-am regăsit, dragi prieteni. M-am îndrăgostit iremediabil de Roman și de o parte dintre romașcani, pe care acum îi consider prietenii mei de suflet. Lângă mine, maestrul Iosif Haidu. L-ați văzut în interviul prilejuit de vernisajul pe care l-a avut la Galeria de Artă la Scărborel din Piatra Neamț. Îl cunoșteați oricum dinainte, de la saloanele romașcane, de la expozițiile pe care le-a mai avut în Piatra Neamț. Dumnealui la un moment dat era o prezență permanentă, cum s-ar spune, adică venea măcar o dată pe an la Piatra și expunea. Acum suntem la Școala de Artă Sergiu Celibidache din Roman, unde maestru Iosif Haidu este profesor și suntem în atelierul de pictură al școlii. Nu sunt elevi acum aici, în asta, este maestru în schimb. Am avut o mică discuție înainte de pornirea camerei. Am rămas uimit de ce se vede în jurul meu. Lângă mine este un scaun care nu așteaptă pe nimeni. Se vede în cadru doar pentru modelul pe care îl are la spătar. O piesă rară, o piesă colecționată de maestru Iosif Haidu. Este un loc pe care îl putem numi un templu al culturii. Maestre, vă mulțumesc că ne-ați îngăduit să venim să filmăm aici la dumneavoastră. V-ați răpit din timpul dumneavoastră atât de prețios și știu ce spun când spun atât de prețios și bine v-am regăsit la dumneavoastră acasă. Vorbeați de timp, atâta timp cât timpul dăruiești unor oameni care sunt apropiați și care, să spunem, încearcă să deșifreze, să zic, în tandem, cum suntem noi acum, micile, marile, complicatele, nebănuitele căi ale, eu știu, artei, cred că niciodată nu este un timp pierdut. Cu siguranță, arta nobilează. Tot în scurtul răgaz pe care l-am avut înainte de începerea emisiunii, îmi povesteați de, pentru că ne uitam la biblioteca de artă pe care o aveți aici în spate și mi-ați spus că aveți și păcat că nu se văd, dar o să vă arăt în cadre pe parcursul emisiunii albume întregi, galerii de artă, muzee, pictori celebri. Îmi spuneați că în momentul când un elev pare a nu avea, sunt momente în care neinspirație sau lipsă de inspirație. De inspirație, să le numim. Găsim o soluție foarte simplă și mi se pare mult mai consistentă de a-i pune în față un album, o revistă, tot ceea ce ține de o modalitate de informare estetică. Nu lucrează. Nu e nicio problemă. Nu pierde timp. Absolut, absolut. Și pentru că iese oricum îmbogățit, nu? După o lectură de asta, ceva rămâne. Da, mai ales pentru cei care sunt aici, care vin aici, tocmai pentru faptul că sunt iubitori de artă, nu iubitori ai picturii, lectura oricărei publicații de specialitate n-are cum să le dăuneze. Mai ales cea vizuală, în cazul nostru. Da. Ne aflăm într-un spațiu pe care eu îl respect și unde am un dialog permanent cu elevii care au agreat această disciplină. Suntem într-o școală vocațională, să nu uităm că aici se face muzică, se face plastică, se face istoria muzicii și așa mai departe. Regretul, n-aș vrea să fiu oarecum așa, dar ceea ce mă doare pe mine este faptul că la ora actuală, deși eu o fac, dar la ora actuală e paradoxal și o să vă puneți un semn mare de întrebare, eu mi l-am pus de mult, așa, la secția de plastică au fost scoase din nu știu ce motive de către Ministerul Învățământului lecțiile de istorie artei. Ceea ce mi se pare o curiozitate. Se punea problema la un moment dat, maestre, și trebuie să știți pentru că sunteți profesor, se punea problema dispariției din școlile gimnaziale. Da,
educației plastice, bine, educației nu, muzicale, aberant. Mi se pare aberant atunci când pregătești un copil pentru artă plastică. Deci, indiferent unde se duce, ce gen artistic îl îmbrățișează, că e pictură, că e grafică, că e sculptură și așa mai departe, imposibil să nu-i faci și educație în zona istoriei artei. Așa, ei, și atunci am găsit soluția asta personală. Poate alți profesori și bănuiesc că da. Au adoptat-o tacit, așa, da. Materialele care le vedeți pe masă, albume, reviste, așa, suplinesc ceea ce, din punctul meu de vedere, este o gafă făcută de Ministerul Învățământului. Da, probabil că cineva care nu este de specialitate pe acolo bănuiesc că a primit o sinecură de consilier. Da, e curios. Mi se pare curios. Foarte curios să vorbești într-o școală de artă despre lipsa unei ore de istorie. Să faci istoria muzicii, să faci teorie la colegii de la partea de muzică. Fac metodică sau fac teoria muzicii și așa mai departe. Ei, la plastică s-au scos orele de istorie arte. Ceea ce mi se pare aberant. Așa. Da, mă rog, o suplinim. Da, asta e când politicul intervine în nu-i vorba de politic. Nu știu, este vorba de o decizie negândită. Să rămânem la termene. Negândită, că dacă eventual cei care decid în Ministerul Învățământului întrebau niște artiști plastici, dom'le, e nevoie de istoria artei într-o școală de artă? Și aia spuneau, da, sigur că da. Așa. Și atunci nu ne obligă nimeni să nu facem istoria artei. Credeți-mă că eu fac istoria artei. Da, pentru că ați găsit modalitatea care să nu deranjeze pe nimeni, clar. Și eu renunț la partea de practică, sunt ore la care renunț și atunci stau de vorbă cu revista în față, cu așa, și încercăm să descifrăm pe imagine anume, să le plasăm într-un anumit curent artistic, să le plasăm într-o anumită perioadă artistică. Și cine e artistul, cine e pictorul, de ce perioadă aparține și așa mai departe, ce s-a întâmplat. Elevul de aici se poate regăsi. La un moment dat poate să-și aleagă un emul, un model. Mi-aduc aminte că la Piatra Neamț, la interviu care l-am avut cu dumneavoastră, discutam tocmai de o anumită treabă. Dom'le, ce se întâmplă? Nu toți elevii ăștia de aici se duc spre vocațional. Da. Dar ei sunt într-o școală de artă, au o perioadă educațională de 4 ani sau mai știu cât, așa, că optează pentru învățământul mediu artistic, foarte frumos. Îi descoperim. Asta e datoria noastră. Pentru că, vă spun sincer, eu, în afară de faptul că am mers pe partea asta practică a lucrurilor, adică a creației. Am zis că am o datorie. Datoria mea este faptul că niște profesori m-au învățat ceva și am găsit de cuvință să dau mai departe, sigur. Pe lângă partea asta care o fac eu din punct de vedere al creației. Așa. Și atunci, dacă eu reușesc într-un an să descoper 2-3 copii talentați să-i duc mai departe, ei optează. Este o opțiune liber consimțită, fără niciun fel de problemă. E și o discuție cu părinții, aici sunt lucruri mult mai complicate. Exact, pentru că ați pomenit de discuția noastră dinainte și despre demersul pe care l-ați făcut, îmbogățindu-i, ajutându-i să se îmbogățească pe copii și cu noțiuni de istoria artei. Sigur că chiar dacă o parte dintre ei nu o să urmeze o carieră rămân cu o educație estetică. Rămân cu ceva. Și sunt cei pe care noi îi așteptăm să intre în galeriile de artă și să înțeleagă ce se petrece acolo. E un bagaj de cunoștințe pe care îl câștigă în această perioadă în care trece printr-o școală de artă. Exact. Așa, și e o școală foarte serioasă, vă garantez. Așa, și atunci, când au ajuns într-o galerie de artă, cum spuneați, când au ajuns într-un muzeu, când au pus mâna pe o revistă de artă, când au pus mâna pe un album de artă și așa mai departe, ei știu să vadă. Vorbeam eu de a ști să privești. Fără doar și poate. Să înțelegi ce a vrut artistul să-ți transmită ție ca privitor. Perfect. Așa. Trebuie să știe să vadă. Așa. Și să conștientizeze ceea ce vede, știi? Adică nu e o acumulare haotică a lucrurilor, știi? Da. Așa. Trebuie să aibă discernământ asupra unui impact vizual.
Pentru că asta e important, mai ales în zona asta vizuală. O parte dintre ei poate vor deveni străluciți oameni de afaceri, oameni care vor dispune de bani, vor dori poate să-și facă o colecție de artă, să știe despre automat, ce anume să achiziționeze și ce reprezintă lucrările respective. Da. Dacă ar fi după mine, aș introduce ca obligatorie o disciplină în toate școlile învățământului de stat românesc, o disciplină de istorie artei, o oră de istorie artei. Sigur că da. Sigur că tocmai da. Pentru pregătirea, e un drum spre viață, o pregătire pentru drumul în viață. Da, era... Pe lângă atâta, noi anul de informații inoculate copiilor, informații de care, cu siguranță, unele nu o să aibă nevoie niciodată. Eu m-a ajutat bunul Dumnezeu și am traversat 40 de ani de învățământ. Mulți înainte încă. M-ați înțeles. 40 de ani de învățământ. Era o tragedie când s-a scos istoria literaturii universale. M-ați înțeles? La ora actuală, la liceele de artă, nu se mai face istoria artei. La liceul de artă. Nu la nivel gimnazial, cum suntem noi acum. Noi să sunteți într-o școală gimnazial. Învățământ gimnazial. Așa. Vocațional. Nu știu dacă la Piatra Neamț, bănuiesc că da, nu știu. Eu nu până. La liceu, dar este crunt. Este crunt. Eu am făcut, când am făcut liceu, țin minte, aveam o profesoară extraordinară și o să vorbim și de ceea ce se numește relația cu modelele profesionale și nu numai în învățământ, adică în partea de educație. Așa. Eu v-am mai spus dumneavoastră că unul dintre scopurile emisiunii Prietenii mei nemțeni foarte frumoasă, este cel de a propune modele exact, într-o lume în care s-a bulversat total sistemul de valori, s-a răsturnat, pur și simplu, să propui un model, ca model pe cineva care a făcut, face, urmează să mai facă ceva în viața asta, în trecerea lui pe pământ, în trecerea efemeră până la urmă, dar care lasă urme, asta înseamnă să fii om. Eu vă spun că, apropo de istoria literaturii universale, eu am fost ultima promoție care am făcut istoria literaturii universale în liceu și profesoara mea, celebra profesoară de la Liceul de Artă Băncilă din Iași, domnule, a plâns femeia aia când s-a scos. Și a luptat să reintroducă, făceam curentele literare, toate curentele literare. Era o frumusețe. Așa, o femeie care a făcut școală cu Perpesicius și așa mai departe. Vă dați seama, adică venea dintr-o zonă educațională teribilă. Elitistă. Și femeia a vrut să mențină. Și să transmită la rândul dumneavoastră. S-a scos. Uitați-vă la ce a câștigat. Uitați-vă la manuale de literatură, uitați-vă la manuale de istorie. Nici nu mai discut de manuale de bun. La noi încă e bine. La educație plastică. Așa, sunt manuale alternative. Această soluție, nu știu, bună, nefirească, așa. Am impresia că au fost acoperită de niște afaceri în ceea ce vrește materia. În marea lor, manuale alternative, da, cine da. Așa. Bun, n-am nimic. Puteau fi alternative, puteau fi 5 manuale propuse pentru o singură disciplină, dar să fie bune, să fie consistente. Și să fie întrebați chiar cei de la catedră de conținutul lor. Domne, profesorul să aibă opțiunea a alege un din manual. Din ăsta mi se pare care îmi corespunde. Așa. Și ăsta nu că îmi corespunde mie, corespunde și copilului. Așa. Din punctul nostru de vedere, încă e bine. Încă e bine. Singura mea durere este chestia cu lipsa asta de a istoriei artei, care s-a scos din programă, nu din faptul că profesorii au rămas fără ore. Și asta poate fi... Este o gafă. Este o mică tragedie. Nu, este pentru este că... o gafă pentru că... Și dumneavoastră, ca și cadrul didactic, v-ați făcut niște planuri. O școală de artă... Da, o școală de artă... O școală de artă predă ceva. Eu predau desen, predau pictură, predau studiu formelor și vreau să predau și istoria artei. Bănuiesc că istoria artei este mult mai bună decât altceva. Mai ales revenind la ce am spus... Este o chestie de educație. Mai spre începutul emisiunii, nu toți elevii
cuprinși într-o formă de școală vocațională vor urma neapărat mai, mai departe. Exact. Dar important e, dar că, rămân, ar rămâne important e că ei se ducă cu un bagaj de aici. Sigur că da. Așa. Ori da, este o frustrare pentru dumneavoastră. Ori dacă eu sunt, cum să zic, eu știu, obstrucționat. Bine, eu n-am cum să fiu obstrucționat, eu pot să o fac și eu pot să o fac și fără am dicta și fără o oră de curs Ministerul Învățământului, nu e nimic. Îmi rezerv o oră și fac istoria, nu e nicio problemă. Așa. Dar e păcat, e păcat. Știți? Și copiii ăștia, domne, sunt copii care vor să învețe. M-ați înțeles. Pe lângă această programă școlară de educație generală, adică de partea curriculară. Așa, da, obligatorie, așa. Da? Sunt copii. Să-i vedeți. Sunt atât de dornici de a lucra, de a vedea, de a... Așa. Uitați-i pe aici. Da. Și sunt, încă sunt. Păi este o... De asta profesorul este... Am considerat munca unui profesor un apostolat. Tocmai ideea asta, mai ales când profesorul vrea să transmită sigur, ceea da, ce știe, sigur, da. Nu să părăsească această lume ducând cu el pentru cine și unde bagajul de informații pe care îl are. Asta înseamnă să fii profesor adevărat, să transmiți ceea ce știi. Bucuria noastră, bucuria noastră că încă sunt, spuneam eu, de ceea ce se numește potențe creative. Așa. Ajungem și aici. Pentru că... problema e că sunt niște lucruri foarte sensibile aici, pentru că a te duce la un liceu de artă, să spune. Impun niște lucruri de altă natură, adică faptul că trebuie să ții copilul într-un internat sau mai știu unde, da. Așa, sunt cheltuieli. La plastică sunt probleme de ordin material, nici nu discut la muzică, pentru că trebuie să-i cumperi un instrument performant și așa mai departe. Să-l ții în liceu respectiv. Și, poate, da. Și e tragic atunci când apare abandon. Ați întâlnit, ați întâlnit. Da, am avut un caz acum și chiar care un copil excepțional care a făcut 2 ani de zile la Iași. Oh. Așa, a plecat de aici. Mai am încă 2 fetițe acolo la Iași în anul 1 și una în anul 3. Așa, una a renunțat. Dar problemele materiale nu au doborât o sau? Nu era, nu, eu n-ar vrea să intrăm în niște amănunte din astea așa. Bun, copila a plecat de aici cu un bagaj foarte serios. Un copil foarte talentat, așa. A renunțat datorită nemulțumirii pe care a avut-o față de ceea ce se numea, cum să zic eu, asistența didactică. Este un subiect foarte sensibil, într-adevăr. Dar nu sunteți singurul care a pomenit așa ceva referitor la... Eu când spun asistență didactică... Academia de Arte Frumoase. Eu când spun asistență didactică, da, știți la ce mă refer. Da, da, da. Adică da. A nimerit pe mâna unui profesor care, mă rog, n-am nimic, nu contest calitățile de artist pe care l-a... Că toți profesorii de la liceu de artă din Iași la Băncelă sunt artiști plastici, așa, cu notorietate. Așa. Dar... A lăsa copilul în plata Domnului, cum să zice, așa, fără să-l îndrumi, crezi? Și, domne, sunt de acord. Sunt ore de lucru direct, sau, eu știu, așa, dar sunt ore de, sunt ore de corectură. Oh, da. Da. Știți cum se lucrează, da. Nu? Dar până la urmă, și la facultate, un elev, profesorul, sub orice formă de învățământ ar fi, profesorul este nu o plămadă care trebuie modelată. Dom'le, așa și, este. Și copilul așteaptă. O, da. De asta urmez. Adică spune... De asta urmez studiile astea. Aici e bine, aici e prost, da, așa, da. Am făcut bine, n-am făcut... Da. Așa. Ori, eu n-am nimic cu... Un copil conștient. Eu n-am nimic cu cei care sunt acolo, știi?
dar a nu asigura asistență didactică copilului, pe, așa, a-l lăsa în plata, domnule, las că văd eu ce-o făcut, așa, și copilul a renunțat. Oh. Și am întâlnit... Bun, veleitățile ei artistice vor rămâne. Automat. Și ar fi dorit o îmbogățire a... Sigur că da. Performanțelor tehnice. E un copil da. care dorea să învețe. Adică și-a dorit foarte mult să învețe. A plecat de aici foarte serios. E un caz deosebit pentru că singură și-a dat seama că nu poate progresa, practic. Pentru că nu vedea... Eu lucrez, da. Dar cine îmi spune dacă e bine sau e prost? Știi? Așa. Pentru că mai târziu se va confrunta, nu? Piața de artă este... Era o chestie de acumulare în suspensie, știi? Adică, un copil nu poate să judece ce a făcut bine și ce a făcut rău. El se bazează pe niște acumulări anterioare și așa mai departe, dar așteaptă ca să cineva să o îndrume. Nu? Vorbeam de modele. Deci, de aici, de la școală, pleacă cu un anumit bagaj. Și încurajată. La un anumit nivel. Păi da, de asta... Să urmeze studiile alea. Te duci, da. a reușit cu un medie mare. Am doi studenți care au reușit și care au fost olimpici. Tot de aici plecați. Unul stă chiar peste drum. Așa, da. Unul e la sculptură și unul e la ceramică. Și-au plecat tot de aici. Da. Și-au fost olimpici. Olimpici, vă dați seama. Copila asta de care discutam și n-aș vrea să facem un caz neapărat, așa, ea era dornică să învețe. Și a avut curajul să spună, domnul profesor, zice, eu am plecat dintr-o școală unde am avut un profesor care stătea pe capul meu. În speță dumneavoastră. Aici e bine, aici e prost. Așa. Așa. Zice, nu mai discutăm, am zis, nu vreau să mediatizăm pentru situații tână... de genul ăsta care no, să sperăm că nu sunt normale, adică ies din normal. Să sperăm că sunt cazuri izolate sigur că da. Deci Obăncele este un liceu cu mare prestigiu. Eu am făcut liceul de artă la Băncilă. Păi vă dați seama că eu am avut profesor excepțional acolo, apropo de ceea ce vreau să vă propun, de discuția despre modele și de oameni care ne-au pentru noastră odată a ajuns aici, sigur că da, pentru că ați avut modele cu siguranță, o să discutăm despre modele, dar și despre necesitatea modele și ca tinerii să aibă și repere. Exact, repere, drumul modele și repere. Prin viață. Așa. Da. Dumnezeu, trebuie să ai o dacă mai ales în zona creației sau în domeniul ăsta foarte pretențios, vă spun, trebuie să ai și repere, să ai și oameni care te-au îndrumat, dar te-au îndrumat serios, fără a te... Și care te-au îndrumat la modul serios în sensul de a-ți găsi singur drumul tău propriu. Automat. Nu să copiezi un model, aici, pentru că asta nu mai este o reușită în viață. E sensibilă... Aici intrăm într-o altă discuție. Calimera. Păi nu că atunci gafa-i... Uriașă. Gafa-i personal. Gafa-i personalul, nu aceluia care te-a îndrumat. Știi? Da, și poate fi irreversibilă. Sigur că da, pentru că atunci nu mai faci nimic, poți să te ocupi de altceva. Da. Mai vorbeam noi fără doar și treaba asta, așa cu confuzii din astea voite sau nevoite sau malițioase sau nemalițioase și așa mai departe. Ați asistat la o chestie care m-a deranjat. Da, pe care eu am sesizat-o. Nu știu dacă au mai sesizat-o și eu am taxat-o fără niciun fel de problemă, pentru că nu se poate așa ceva. Avem niște limite, am spus. Fără doar și poate. Ni le respectăm. Important e să-i respectăm pe cei de lângă noi. Și ca cei de lângă noi să ne respecte. Exact. Limitele noastre, nu e nicio problemă. Deci, chestiile astea de confuzii bănuiesc că dintr-o
euforie din asta verbală, care necontrolată sau rătăcire sau din asta. Dintr-o necunoaștere a situației. Dintr-un demers din asta, bine. De ce? Pentru că mi-ar plăcea să știu că toți cei care se ocupă de un aparat critic trec prin atelierul fiecărui artist pe care îl prezintă, nu doar acolo în galerie, venit cu jumătate de oră înainte să vorbești despre artistul respectiv. Gafa mi se pare foarte simplu de explicat, dat fiind faptul că agreim pe cineva, așa, s-ar putea ca într-o euforie din asta verbală sau mai știu eu ce, rătăcire, de la extaz la agonie, de fapt, da. Să îl confungi pe ăla, parcă mi se pare că seamănă cu cine îmi place mie, știi? E cam pe aici a fost toată treaba, ceea ce mi s-a... Dar s-a rezolvat. Problema s-a rezolvat, da. Fără niciun fel de problemă. Am mai avut și o discuție aici la galeriile de altă... Roman Art Galerie, la care am fost prezent. Ceea ce este un lucru excepțional la Roman. Da. Și acești copii pot vedea ce înseamnă o galerie de artă și un spațiu respectat. Un spațiu respectat, din punct de vedere al calității artistice. Da. Asta e. În discursul de atunci am aflat că s-au mai făcut niște încercări în Roman de menținerea, de deschidere și menținerea unei galerii de artă. Da. Unele au ieșuat, altele au durat o bucățică de vreme. Nu, pentru că cei care ne-au propus spațiu cereau chirie enormă și eu și maestru Zaharescu am spus, domnule, nu ne privatizăm. Noi nu ne privatizăm, noi vrem să propunem un spațiu artistic diferit de muzeu, așa, în care lumea, trecând pe stradă, să întoarcă capul, Da. Ce e? E o galerie. Și dacă își dorește să și cumpere ceea ce este expus. Să intre, sigur cei că care da. Au bani și își permit să cumpere. Niciodată, maestre, muzeele de artă nu se vor desfința. Acolo este, intri, privești, știi că exponatul ăla este acolo, te așteaptă și anul următor, eventual. Dar o galerie de artă propune... Muzeul are... Accesul la artă. Primordial, muzeul protejează patrimoniul. Fără doar și punct. Dacă își rezervă un muzeu și un spațiu pentru expoziții temporare... Cu atât mai bine. Indiferent de temă, indiferent de așa, este un lucru foarte bun. Așa. Numai că, muzeul să se respecte. Iar cel care răspunde de un demers, să spunem, expozițional, așa, trebuie să știe ce face. Să nu se confunde muzeul. Eu am avut discuții foarte serioase și... Am mai avut... Nu știu dacă are rost să le... N-are importanță să intrăm, nici nu mai vreau să mai revin, am rezolvat. Lucru minunat faptul că s-a deschis Roman. Am rezolvat-o. Această galerie este un bun pentru Roman. Da. Este un dar oferit Romașcanilor. Așa trebuie perceput. Și eu am vorbit cu cei doi care au fost admirabili ca deschidere, să spunem, să contacteze și pe dumnealor. Spre fenomenul artistic. Chiar ar trebui să le luați. Am vorbit cu dumnealor atunci, cu doamna în special. Da. Sunt niște oameni admirabili, au vrut să facem treaba asta și ați văzut ce a ieșit. De mare calitate. Și unde lumea poate vedea, o asemenea galerie are și partea educațională. Educațional și oferă o certitudine, maestre. Adică în momentul când eu, ca posibil client, intru în acea galerie de artă, știu că tot ce este expus acolo este autentic și calitate. Păi altfel am nu intru într-un bâlci, nu? Nu intru la bâlci. Am spus din start că nu facem altceva. Da. Că dacă ne ducem pe partea aia pecuniară, depinde. Poate fi pecuniară, dar să fie de calitate. De calitate, sigur. Că da. Până la urmă, este firesc, este mersul firesc al lucrurilor, ca un artist care creează să vândă lucrări, să le dea cuiva. Pentru că trebuie să trăiască. Nu vorbim numai de traiul de zi cu zi, dar de cheltuielile pe care puțin le știu, cheltuielile pentru pregătirea unei expoziții de anvergură, de exemplu. Problema e că, vă dați seama, că la ora actuală, e destul de hazoasă treaba, în sensul că cei care au bani, așa, și
se raportează la dimensiunea tabloului, este o gafă cruntă, știi? Și am încercat să-i explic. Doamne, un artist plastic nu-și pune problema recuperării unei investiții materiale, pentru că, în definitiv, este o pânză, o ramă și o sticlă, dacă e cazul, așa. Nu asta trebuie plătită și am încercat de foarte mult să explic. Doamne, nu asta se plătește la o lucrare, că poate să fie... Poate să fie de nu știu cât pe nu știu cât, poate să fie mare, cât e panoul ăla și așa mai departe. Așa, actul creației. Actul de creație se plătește, nu investiția materială într-o pânză și o ramă. Aici e nesemnificativ în toată treaba. Este momentul când se adună... Și asta, nu, contează la un moment dat. Și asta pentru că în momentul când se adună sunt lucruri zeci sau sute de lucrări, sunt lucruri mai o socoteală ar duce acolo la o mică avere. Vă dați seama ce înseamnă cu un pictor. Bine, un pictor se descurcă mai ușor. Ia o mașină și își încarcă expoziția și o duce nu știu pe unde, dar puneți problema unui sculptor ce face. Cât îl costă transport, cât îl costă, eu știu, tot mezamplasul ăsta care trebuie făcut, afișe, chestii de genul ăsta, așa, ca să duce o expoziție serios până la capăt, adică până la momentul vernisajului. Exact. M-ați înțeles? Deci, asta este problema. Și vernisajul poate, să spunem, nu este momentul sublim al recunoașterii artistului. Așa, pentru că la un vernisaj... Deci este un moment de grație. La un vernisaj poți fi adulat, poți fi desfințat. Sau desfințat, e clar, sunt două situații. Cale de mijloc nu există. Complezențe... Fiecare expoziție, părerea mea este că fiecare expoziție este un examen. Sigur. Încă un examen pe care... Automat artiștii consacrați, artiștii adevărați nu-l ocolesc, deși consacrarea ar putea să dea o siguranță. Este un examen. Fiecare... La o expoziție sunt câteva momente. În primul rând, este dorința de a te întâlni cu publicul. Da. Pentru care ai creat. Sigur. Da. Dorința de care discutam eu și care mie îmi place foarte mult, adică de a dialoga direct, indirect și așa mai departe, prin intermediul a ceea ce ai făcut. Așa? Nu neapărat o recunoaștere de moment. Asta ți-o construiești în timp, fără așa. Am zis. Fiecare artist își construiește soclu. Așa. Și ceea ce e frumos în toată treaba asta este un fel de moment de autoevaluare de moment. Da, și asta. Tot un examen. Chiar dacă ai ajuns la un anumit nivel, ai o anumită cotă, știți foarte bine că sunt arti. Avem, noi cei care am acumulat o anumită experiență în timp, avem o anumită cotă în ochii privitorului. Fără doar și consumator. Așa, oamenii ne judecă. L-am văzut, se menține. Se mai pune problema de evoluție, involuție și așa mai departe. Important e să-ți respecti stilul, conceptul, pe privitor, sigur, așa, că da, actul. Bun, în fiecare lucrare poate fi văzută și o evoluție. E o investiție. Clar. Așa. Deci, asta e important. Să-ți creezi și momente de genul ăsta de autoevaluare. Și autoevaluarea apare tocmai din confruntarea cu publicul. Cum se simte Iosif Haidu în ziua unui vernisaj, atunci când este față în față cu publicul? Emoționat. De fiecare dată, da. V-am simțit. Da. Da. Deși, o chestie involuntară. M-ați înțeles? Domnul maestru Boca, Doamne, iartă-mă. Are retrospectivă acum. Maestru Boca, excepțional. Eu îl iubesc pe omul ăsta. E de o vitalitate creativă, fantastică, știi? Avea o vorbă fantastică, știi? Care mi-a plăcut, știi? Așa, zice, ce mai faci? Știi? Adică e o întrebare care o pui. Da. Așa, ce să fac mai? Zic, număr zilele cu pensula. Deci, superbă treabă. Superb, știi? Mi-a plăcut. Am vorbit cu maestru Boca, mai nu știu când am fost la Bacău.
Așa. Este un tip formidabil, un mare artist. Muzeul de artă din Bacău, zilele astea. Da, are o retrospectivă. Împlinește da. Maestru. Trebuie văzută. 80 da. De ani, da, dacă da, nu mă trebuie înșel. Trebuie văzută. Cred că să-i urăm cred, și noi. Cred că am să fug și eu la Bacău, pentru că la vară m-au invitat la o tabără internațională la Tețcani. Ce știi? Frumos. Și poate reușit să ajungeți pe acolo. Care, uite, au 40 de ani. Păi de când, el e omul care a pus bazele taberei de la Tețcani și ce realizări. Știi? Cu maestru Bernea, cu... Am văzut un album acum, Tescan 40, mi-a stat inima. A văzut, da. Da, da, a fost un om care s-a dăruit picturii, s-a dăruit Bacăului și s-a dăruit Tețcaniului. El a făcut tabăra aia de la așa, și eu la anul, în vară, sunt invitat de maestru Boca în tabăra asta internațională. Da. Păi o să vin la poate vară la Tescan, poate ajunge, să știi, poate cu siguranță o să ajung. Am în plan și Tescani și Iacobeniu. V-aș invita, da. V-aș invita. Nu mai zic de Tazlău, da. Acum sunt câteva refere. Foarte, eu îl admir pe Ștefan ce a făcut acolo, pentru că numai eu știe săracul că... Ce înseamnă tabără? Dumneavoastră înși vă ați eu am făcut organizat. Aici șase. Sigur. Șase, nu pe zonă, dar da. Am reușit. Am și știți ce înseamnă? Știu ce înseamnă să fugi, să faci o tabără de creație, știi? Dar mă bucur că am reușit să le fac. Așa, știu ce înseamnă să muncești pentru să aduni bani, mai ales acum. Înainte era mai ușor. M-ați înțeles? Găseam unul cu bani și acum, nu știu, acum... Vorbeam de galeria de artă, cea proaspăt deschisă, Roman Art Gallery. Vorbeam de public, vorbeam de examenul pe care îl susține fiecare artist. Sigur, la fiecare vernisaj... La o expoziție personală, cel puțin, în fața publicului care îl așteaptă, nu? Sigur. Și care are așteptări. Îl așteaptă, dar are și așteptări de la maestru pentru care a venit. Lumea judecă. Cu atât mai aberant mi se pare chestia cu scoaterea disciplinei istoria artei. Copiii cărora li se refuză, practic, o șansă de a iubi arta mai departe. Mai ales cei care nu vor urma studii de specialitate, care nu vor face o carieră din artă. Da. Dar ce înseamnă să intri într-o galerie, să urmărești un model, un maestru, un artist, da? Să-l urmărești de-a lungul carierei și să-i vezi pașii și să-l examinezi. Atunci să se schimbă rolul. Fostul elev devine profesor și artistul este elevul scos la lecție. La galerie unde am deschis, unde ați fost prezent acolo, erau acolo vreo patru oameni care mi-au fost elevi. Așa? Și acum sunt artiști plastici. Așa, este Claudiu Deac, i-ați văzut așa, este Răzvan Bontaș, l-ați văzut acolo, este Cătălin Băluț, așa, și păi poate Ștefan. O să-mi facilitați într-o zi întâlnirea profesorul eu, cu elevii. Eu vreau să fac, tot la galerie acolo, așa, vreau să fac, să-i adun pe toți. Pe cei care le-am fost profesor, așa, să-i adun pe toți, așa, și să facem o expoziție acolo. Adică un fel de remember, așa, știți, așa, un fel de întoarcere în timp a lucrurilor, știți? Ceea ce mi se pare... Văd pe fața dumneavoastră că sunteți... Da, eu de felul meu sunt un entuziast. Un entuziast zis. Și acum când vorbiți despre foștii dumneavoastră elevi, ajungi deja confrații ai dumneavoastră. Eu vorbesc cu foarte mare plăcere pentru că știu cu mândrie, nu mândria știu aia știu ce fac. Blamată de scripturi. Nu, nu, nu. Mândria omului care a făcut ceva, care a plămădit cum trebuie a luat-o ăla de care vorbeam, știți? E o satisfacție. Mai de unăzi m-a sunat, apropo de expoziția de la galerie, m-a sunat un fost elev de-al meu de prin Anglia. Da, m-am trezit cu un telefon într-o seară, zice, domn profesor, zice, v-am văzut expoziția pe net. Probabil că am așa. Văzut, da. Și eu sunt mândru. Sunt cu tare, așa, mă numesc cu tare și mi-ați fost diriginte în anul cu tare și așa mai departe. Da. Și vreau să cumpăr o lucrare. Foarte bine, nicio problemă. Da. Excepțional. Vă dați seama deci, cât de mică e lumea. A fost un pic trist atunci și m-am spus parcă în seara vernisajului, în seara deschiderii galeriei. De ce? Pentru că pentru mine, cel puțin, deschiderea unui astfel de spațiu,
cadoul ăsta pe care dumneavoastră artiștii romașcani îl faceți romașcanilor, da, ar fi presupus mult mai multă, mult mai multă atenție din partea medii, mass medii cel puțin, confraților mei de data asta. Eu am fost trist că n-am văzut niciuna din cele trei televiziuni ale Românului prezent acolo. E o mare gafă, da. E o mare gafă. Până la urmă e a romașcanilor. Momentele nu trebuie să ți le anunțe cineva. Momentele le caut. Caut de presă. Da. Am fost întrebat de o doamnă a presei romașcane. Cine e doamna aia? Adică nu știu unde, nu știu cine e. Cine, adică o mare doamnă, așa se spune despre o doamnă mai în vârstă, nu? Așa? Da. M-a întrebat la un moment dat și am rămas un pic perplex. Eram la o expoziție la Muzeul de Artă, dacă mă așa la un sal, la salonul de primăvară. Dar eu de ce vin de la Piatra Neamț, de la TLM Neamț? De ce vin eu? Pentru că știu că acolo se întâmplă ceva. Dacă dar cine m-a anunțat? Tu ești aici și nu știi. Păi nu m-a anunțat nimeni, am văzut. Am prieteni, am Facebook-ul la dispoziție, se anunță. Bă, știi ce, dacă mă mai întreabă o dată o să-i răspund, că domnule, îmi place drumul de la Piatra Neamț la Roman. E asfaltat proaspăt și se merge bine cu mașina. Știi ce? Mi s-a părut o întrebare... Știi ce mi-a spus Andrei? Bizară. Știi ce mi-a spus Andrei Pleșo odată? Mi-a spus, băi, omule, zice, uite care e treaba. La un vernisaj nu trebuie să-ți vină 100 de oameni. Trebuie să-ți vină 10 care să știe să uite. Bun. Eu mi-aduc aminte este genial tipul când deschide gura, așa, la o retrospectivă la Corneliu Baba, la sala Dales, când Dalesul era Dales și acum e o buticăreală totală. Pomenea cu tremur de e groaznic de ce se întâmplă acolo și eu am expus acolo. Păi era vârful de lance al... Sala Dales, dom'le, dacă intrai la sala, dacă intrai la, ca artist plastic, dacă intrai cu lucrări la sala Dales... Aproape se putea vorbi de consacrare, era asigurată. Vă dați seama ce anuale se făceau acolo și ce bienale de grafică, de pictură și așa mai de anuale de pictură celebre. Așa, acum este jale. Și mi-aduc aminte când a fost retrospectiva, chipurile la maestru Corneliu Baba, Dumnezeu să-l odihnească, a avut o deschidere teribilă a speech-ului, a zis foști actuali, nu, a zis foști actuali și viitori miniștri. El a fost ministrul culturii și fost actual și viitor ministru. Și-a murit sala. Da. Și vă dați seama, și e de condamnat. Doamne, e un moment într-un oraș, așa cum e Roma. Un moment deosebit pentru că... O galerie, așa, Cristi Prisecaru, care o să stați de vorbă, s-a chinuit săracul să facă acel salon național de caricatură, așa, cu acele portrete, să spunem, acele șarje, știi cum se numește? Că erau portretul șarje, se practică din perioada interbelică, știm foarte bine despre ce este vorba. Așa, și am avut, săracul s-a chinuit, a făcut pe la Bank Post, a făcut aici la Rodica Păduraru, la galerie, a făcut o... expoziție excepțională și am vorbit, haide Dumnezeu să permanentizăm chestia asta, scoatem un album, pentru că este singurul om care a avut inițiativă de a face salon de caricatură la nivel de copii. Un alt mare sufletist. Lăsând la o parte saloanele de caricatură un alt apostol. Bienala de la Vaslui cu Constantin Tănase. Da, dacă e un festival așa. Acolo. Dar asta e la nivel de copii. Niște lucrări excepționale. O să le vedeți. Are o colecție formidabilă de portrete șarjă. Așa. Și am mai văzut? Așa. Și am văzut cu câtă grijă se aplecă și dumnealui asupra copilului. Cât costă să scoți? O să vedeți niște lucrări superbe la el. Lucrează formidabil copii. Eu îl iubesc pe Cristi. Aveți cuvântul meu. Încă un apostol. Eu îl iubesc. Pura, deci cu atât mai ciudat ar putea părea indiferența celor din jur, celor care au oarece putere de decizie sau care ar putea să contribuie la buna informare
a publicului romașcan și nu numai. Absența asta de la asemenea evenimente nu s-a deschis o șaormerie. Bună și aia până la urmă. Da, da. Dar vorbim de o galerie de artă. Da. Vorbim de o galerie în care expun cetățeni ai cetății roman și nu numai ei. Când în cazul copiilor sunt copiii cetățenilor cetății da, romane. Da, 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 da. Nu e vorba de viitorul nostru până la urmă. Mi se pare o atitudine din asta. Ar trebui să ne aplecăm un pic mai atent și mai în lumea asta mai sunt frumos asupra lor. În lumea asta mai sunt și lucruri de valoare decât mizerii. Fără doar și poate. Bun, și când apare ceva cu adevărat frumos, cu adevărat frumos. Și pornit din suflet, din inițiativa... Ar trebui să rezonez. Păi ar trebui să rezonez. O chestie asta de rezonanță e deficitară. Ca și la Piatra Neamț, ca și am fost și la Bacău, și la Suceava. Dom'le, nu poți aduce într-un muzeu sau într-o galerie pe toți cetățenii urbei respectiv. Nu ai cum. Dar nu-i nevoie. Dar măcar trebuie să știe ce se întâmplă acolo. Pentru că odată în trecere prin zonă să știe că acolo se acolo întâmplă ceva. Acolo s-a întâmplat ceva. Sigur că da. Păi asta, și eventual să intre. Asta vrem să facem. Și eu am promis. Am promis și eu și maestru Zaharescu și Cristi Pisecaru. Am promis că acea galerie o să trăiască. Din ambiție. Din ambiție. Pentru faptul că merită să trăiască. E un demers greu. Pe mine nu mă interesează. Știți la ce v-ați înhămat, nu? Pe mine nu mă interesează. Automat. Așa. Așa. Pe mine nu mă interesează cine intră acolo. Important e să intre. Da. Pentru că nu este altceva decât un spațiu educațional. Fără doar și poate. Și asta e foarte... E un câștig. Fără e un câștig și dat prin faptul că am avut deschidere la doi oameni care au înțeles un demers. Și care, să spunem, nu e altceva decât un lucru benefic pentru o urbe care are nevoie de așa ceva. Simplu. Este atât de simplu. Noi complicăm. Noi complicăm. Sigur că da, pentru că ați propus o valoare de sine stătătoare. Sigur că da. Da. Dom'le, o galerie care poate fi un reper al... Da. Auzim vorba în București la... Bun, înainte ne întâlnim în față la Dallas. Era o chestie. Era un reper. Ne întâlnim la ceasul de la universitate. Era un reper. Era un reper. Da? Hai să ne întâlnim în fața galeriei Roman Art. Da, uite. De ce nu? Da. Păi, mi-a dat cineva un medic acum, mi-a dat telefon înainte de venit. Ce, domne, mi-ai spus de chestia asta, dar uite, încă nu-i deschis. Să zic, stai liniște, tu că uite, să deschid, hai să vezi lucruri frumoase. Deci, oamenii caută. Nu-i bine? Foarte bine. Și este nu este un afront adus UAP-ului în niciun caz? În niciun caz. Pentru că nu asta ați vrut să construiți, nu să dărâmați ceva. Eu am vorbit cu un mare artist, cu Nicolae Pădurarul Sagna. Așa. I-am urat acum, alaltă ieri am urat. Suntem colegi de liceu, am dormit în același dormitor la liceu. Așa, uitați-vă. Este formidabil omul. Știți despre cine e vorba. Da? Așa, și am spus, Clici, am deschis galerie de artă în Roman. Pou, zici, parcă auzise... Dom'le, vă dați seama că omul ăsta a vrut să-și doneze Romanului toată opera și nu a găsit înțelegere. Extraordinar. Deci, Pădurarul, Nicolae Pădurarul Sagna, Clici. Sau de la Sagna, cum îi place lui să spună, că e de aici, de lângă așa, a vrut să-și doneze toată opera. Și nu a găsit înțelegere, să-i facă cineva un muzeu. Și sunt clădiri, este clădirea clubului elevilor care se dărâmă. Fostă casa pionerilor. Așa, este casa Celibidache care se dărâmă. E vai de lumea noastră, râde lumea de noi. Și e în buricul târgului. Așa. Cu o cunoștință de-a noastră comună, a fost la maestru Clici acasă, la atelier, și omul a arătat lucrările. Are o operă imensă. Imensă. Deci, sculpturi demne de un muzeu, într-adevăr, de sine stătător, așa cum este muzeul Irimescu la... Din respect. La Forticel, sigur din respect. Din respect i-am cumpărat un album, unul mi l-a făcut cadou. Da. Care spunea la fel, i-a arătat domnul Emil Nicolae, despre dumneavoastră este vorba, i-a arătat, uite atâtea lucrări.
precedentul era creat. Știți chestia, nu? Da, da, a fost la lansarea. Sunt și eu pe aici, pe undeva, pe la pagina 90, nu știu care, dar e important. E un motiv de mândrie, în plus. Da. De ce nu? Pentru că e munca dumneavoastră. Nu mai știu pe unde, dar în tot cazul n-are rost să o căutăm. E pe aici, pe undeva. V-ați gândit deja la pentru că și dumneavoastră, inevitabil, strângeți, aveți, inevitabil pentru orice artist, aveți deja propria colecție de lucrări. V-ați gândit cui o să-i rămână? Eu știu. Dacă se întâmple același lucru... Cui? Nu știu. Încă nu mi-am făcut testament. Nici nu e cazul, Doamne ferește, nu? Zic așa, Brâncuș a vrut să-și doneze opera statului. Nu a avut cui. Și n-a avut cui. Da, păi nu a avut înțelegere. Pare am făcut o mare gafă. Nu. S-au răsturnat sistemele. Nu vedeți ce s-a întâmplat cu... Ne-am făcut de râs cu mințenia pământului. Mințenia pământului, da. Ne-am când făcut, puteam să o avem. Este mare rușine. Mare. N-a mai funcționat. Deși era o legendă cu dați un loc pentru atâta. Într-o Românie unde să pierd bani de nu știi... Se fură bani, nu se poate, prea mulți. Nu se cumpără, adică nu se poate cumpăra o operă de artă când se paralizează. Se risipesc. Miliarde, da. Miliarde. Miliarde. Și nu suntem în stare să cumpărăm o lucrare de patrimoniu care ne reprezintă și nu reprezintă un om. Așa. Știți prea bine că adică, legenda urbană numită dați un leu pentru Ateneu este o legendă, că cineva a dat o sumă foarte mare, majoritatea banilor atunci, s-au strâns și prin subscripție publică ceva bani, dar nu în total, nu în niciun caz valoarea construcției Ateneului român. Dumnezeu, vorba lui Puric, și, Dumnezeu, o neputință patriotică. Specifică? Suntem neputincioși. Specifică? Nu știu dacă în totalitate. Putem să ne raportăm un pic la Miorița maestră? Într-adevăr ne-am demonstrat, pe cât ne-am demonstrat neputința, pe atât ne-am demonstrat indiferența. Mioritismul, cumva? Nu cred că... Eu sunt foarte pornit. Miorița este un lucru... Formidabil, dar și acolo eu am sesizat grad de neputință. Nu cred că cei care au demonstrat această neputință aparțin Mioriții. Nu, probabil că unii dintre ei nici nu știu de existența balatei. Nici măcar nu știu. Asta-i. Trist. Păcat. E trist, să știți. E mare tristețe. Mare tristețe. De ce au nevoie oamenii de modele? Tineri în special, pentru că vedem, ieșim pe stradă, intrăm în magazine, intrăm în spații publice, vedem tinerii, vedem pe lângă noi, de cele mai multe ori parcă nu ne place ce vedem, maestre, îi vedem un pic debusolați pe unii dintre ei, unii știu exact ce au de făcut, știu ce drum au de urmat, dar foarte mulți par debusolați, asta este... cel mai la îndemână pe care l-am găsit. Și care avea nevoie de mult. Apropo de acest subiect... Cum venim în întâmpinarea lor? Oferindu-le modele. Cum îi facem să accepte ideea de model și de faptul că au nevoie de un model? Acum, s-au mai schimbat și viziunile în materie de așa. Eu care am aparținut, și nu numai eu, din colegii mei care am aparținut unei anumite generații care, să spunem, am respectat ceea ce se numește modelul sau, eu știu, reperul. Un reper. Reperul intelectual. Așa. Ni l-am ales... dacă nu cumva spuneam eu odată, eu am avut un mare profesor de culoare, maestru, Dumnezeu să-l odihnească, maestru Adrian Podoleanu, și care ne spunea în felul următor, băi copii, nu, sau vorbea la nivelul de stimați colegi, vă dați seama, și spunea, zice, uitați-vă despre ce este vorba, zice, o să zăbovim aici 3-4 ani și așa mai departe, o să învățăm împreună așa ceva. Așa. Important e ca după aceea
atenție mare ce vă alegeți, unde vă duceți și ce o să faceți, pentru că în materie de artă drumul e complicat și s-ar putea să vă întâlniți cu oameni care să stea mai bine. Construiți-vă, atenție cum vă construiți drumul și concurența e foarte mare în materie de artă. Și în plastică, și în teatru, și în muzică, și în așa. Concurența e teribilă. Așa. Și din punctul de vedere, România stă... Maestru se referea la concurența la nivel, nu la concurența derizorie. Că aici, dacă te referi la partea de jos, aici e un fel de șușaneană. Da. Nu că mă sap eu, îl sap pe ăla sau eu arunc o pastilă, că v-am spus eu că sunt acele nostimate teribile între artiști, că la mine un centimetru pătrat e un capodoperă, la tine un metru pătrat e un vax, știi? Așa, nu. Dar să practică chestii de genul ăsta, așa. Dar asta la modul glumeț, zic eu, într-un fel. Și neranchiunos. Da, așa. Depinde cum te duci. Eu am preferat întotdeauna, mi s-a reproșat, spuneam, dar la modul elegant, știi, mi s-a reproșat că aparițiile mele sunt puțin mai rare și așa mai departe. Chiar nu, eu, dacă țineți minte, am zis că sunteți un pic mai zgârcit. Problema, nu, da, sunt mai zgârcit cu mine, în primul rând, și cred că e bine. Da. În sensul că... Dar n-a fost un reproș. Nu, nimica. Nu, a fost, a fost o chestie frumoasă. Așa. Dar, domnule, aparițiile pe simeză sau în cazul nostru, în primul rând că sunt liber consimțite. Foarte. Sigur. Adică îți alegi momentul. Ești pregătit? Ești. Nu ești pregătit? Stai acasă. E un prag acolo între E și o chestie de autoexigență. Până la urmă. Nu-i musai să... Adică, cum să zic eu? Și am mai spus-o de atâtea ori. Dom'le, aparițiile nu sunt... adică nu trebuie să acoperi neapărat o statistică. Da. Cam 7 expoziții într-un an. La data respectivă musai... Arta nu ține de o evidență statistică. Adică arta ține de o evidență calitativă. Da. Ești mai rar, dar ești tare și rupi lumea. Ori dacă ești des și prost, mai bine... E un deserviciu pe care îl faci și publicului iubitor de artă. Sigur. Da. Adică, și mai e și o chestie care o duc așa, spre glumă, știi? Dom'le, dacă ești prea des, plictisești. Știi? Ori decât să plictisești neavenit așa, mai bine ești mai ieftin și ești așteptat. Crezi surprize. Da. Dacă sunt plăcute, constați. Cu atât mai bine. Constați. Dacă sunt plăcute, pentru că publicul automat îți dictează chestia asta. Da, într-adevăr, am văzut ceva ca lumea. Dacă ești pici în zona cealaltă, iarăși se zizezi. Și atunci trebuie să te gândești. Dom'le, s-ar părea că n-am ieșit bine. Așa. Deci cam pe aici e toată treaba. Așa? Deci lucrurile pot merge și spre o seriozitate necesară și fără probleme, așa, adică trebuie impusă, o seriozitate impusă. Trebuie chiar impusă, așa, pentru că... Ori ca să ne aflăm în treabă, așa, și... Bun, perfect, poți să agreezi o colectivă când te solicită cineva, cum este acum expoziția asta de decembrie. Salonul... Am trimis și eu două lucrări acolo, nu știu dacă le-ai văzut. Salonul așa. A fost acolo. Așa. Sunt două lucrări de acolo, am o citadină. Dar urmează să se întoarcă domnul Potop și să verniseze. Deci, urmează salonul de iarnă de la Roma. Important e să răspunzi la solicitări și important e să stai bine. Asta înseamnă că ne vom reîntâlni la salon, maestre? Sigur că, dar vin. Eu vă aștept cu mare plăcere, pentru că în ciuda celor spuse de dumneavoastră, pe mine nu m-ați plictisit dacă v-aș vedea mai des pe simeze. Cu siguranță
sunt și alții care gândesc ca mine, dar dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să stabiliți. Sigur că da, da, da. Că e momentul. Da, da. Vă mulțumesc tare mult, maestru. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc că m-ați îngăduit aici. E un spațiu unde și eu și copiii ne simțim extraordinar de bine. Și eu m-am simțit aici. Încercăm. Spațiu foarte călduros, luminos și, luminos și la propriu și la figurat. Ceea ce încerc eu să fac cu copiii ăștia, să fac ceea ce este necesar la ora actuală, un dialog între generații. M-ați înțeles? Și din prinosul... Exact, exact. Bogății, bagajului de cunoștințe frumoase pe care le aveți, da, să le oferiți. Dacă am învățat ceva în viața asta, măcar să, ați învățat să frumos. Am copii ăștia care învață și ei la rândul lor de la mine, atâta cât am învățat eu, să culeagă. Da, asta vreau. Frumos ați învățat. Un dialog între generații și cred că transferul ăsta, așa în timp, e benefic pentru toată lumea. Maestre, mulțumesc tare mult! Toată stima! Și abia aștept să ne întâlnim la salon. Vă iubesc! Dragi prieteni, și noi îl iubim pe maestru Iosif Haidu. Nu uitați, salonul de iarnă, aveți ocazia să vă reîntâlniți cu dumnealui și cu opera domniei sale. Vă las cu bine, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Pe curând!